Horoscopul lunii noiembrie. Berbec. Vine o perioadă favorabilă pentru muncă și autorealizare profesională. Unii reprezentanți ai semnului vor primi propuneri de afaceri pe care nu vor să le refuze. Mulți devin interesați de lucruri care anterior păreau plictisitoare sau pur și simplu nu inspirau entuziasm și obțin rapid succesul într-un domeniu nou. În prima jumătate a lunii este posibil ca relațiile romantice să înceapă cu oameni care nu sunt deloc ca tine și vechii tăi cunoscuți. Oamenii pe care îi întâlnești în această perioadă îți vor dezvălui multe lucruri noi. Mai târziu va trebui să vă concentrați asupra rezolvării problemelor financiare. Va veni timpul pentru decizii responsabile și pași importanți. Nu vei face greșeli, nu vei risca. Vei alege cea mai fiabilă și deci cea mai bună opțiune. Taur. Trebuie să obțineți experiență de viață, care va fi în curând utilă. Nu este ușor să vă păstrați liniștea sufletească și nu este faptul că vă îngrijorează lucrurile mici. Simți doar abordarea schimbării, dar încă nu știi cum să te raportezi la ele. Principalul lucru este să încerci să vezi situația în perspectivă. Când înțelegi consecințele evenimentelor care au loc în această perioadă, va deveni clar dacă trebuie să vă faceți griji cu privire la ele. Sunt posibile schimbări în bine în sectorul financiar și vorbim nu numai despre încasări unice de numerar, ci și despre apariția unor noi surse de venit stabil. Mulți reprezentanți ai semnului vor găsi o modalitate neașteptată, dar foarte reușită, de a dispune de ceea ce au reușit să câștige mai devreme. Relațiile personale nu sunt atât de ușoare pe cât ne-am dori. Sentimentele tale sunt contradictorii și sunt greu de rezolvat, dar până nu o vei face, nu va exista nicio schimbare în bine. Gemeni. Vă așteaptă o lună de bun augur. Deschide noi oportunități, șansa de a face ceea ce îți place cu adevărat, de a lăsa îndoieli și griji în trecut. Nu vă este frică de dificultăți. Găsiți o modalitate de a depăși toate obstacolele. Încercați să acționați corect chiar și în circunstanțele ambigue. Persoanele care vă doresc rău ar putea încerca să te conducă într-o capcană, dar este puțin probabil să reușească în acest sens. Ești atent, știi bine în cine poți avea încredere. Nu continui despre personalități dubioase. Este bine să fii creativ și să înveți. Fiți pregătiți să depuneți eforturi. Adesea noi cunoștințe și abilități nu sunt ușor de găsit, dar sunt deosebit de utile. Sunt probabil cunoscuți interesanți. Cel mai adesea sunt legate de muncă sau afaceri. Veți întâlni oameni datorită cărora puteți obține un mare succes, dar întâlnirile romantice nu sunt excluse, dintre care una va juca un rol important în viața ta. Rac. Noiembrie promite câteva evenimente neobișnuite și interesante. Este posibil ca datorită lor să începeți să vă schimbați viața în bine. Pe parcursul acestei luni, vei avea timp să faci o mulțime de lucruri utile, atât pentru tine cât și pentru cei din jur. La începutul lunii veți avea șansa să realizați ceea ce ați planificat mult timp, să vă realizați cele mai îndrăznețe planuri. Ideile noi se dovedesc a fi de succes. Găsiți rapid o oportunitate de a le aduce la viață. Oamenii cu aceeași idee nu refuză sprijinul, pot apărea noi aliați, care în cele din urmă se vor transforma în prieteni adevărați. A doua jumătate a lunii va fi mai dificilă decât prima. Probabil va trebui să rezolvați problemele altor persoane, sacrificându-vă propriile interese pentru asta. Este important să vă amintiți propriile obiective și dorințe, să nu vă lăsați conduși de cei care încearcă să vă facă presiune. Încercați să vă economisiți puterea și să evitați supraîncărcarea. Aveți grijă de sănătatea voastră! Leu. Începutul lunii este plin de surprize. Vrei să deții controlul, dar de multe ori lucrurile nu se desfășoară așa cum te aștepți. Trebuie să te adaptezi la circunstanțe noi și să schimbi planurile. De multe ori te enervezi. Uneori, iritarea este atât de mare încât este imposibil să faci față emoțiilor. La mijlocul lunii noiembrie, disciplina financiară iese în prim plan. Sunt posibile cheltuieli mari, cheltuieli nejustificate, pe care le vei regreta în curând. Este important să nu împrumuți bani. Nu este de dorit să faci achiziții mari la credit. În timp, influența tendințelor pozitive crește. Vine timpul pentru creativitate și bucurie, vești bune, surprize plăcute. Este un timp bun pentru noi cunoscuți și oferă de asemenea șansa de a îmbunătăți relațiile existente. Fecioară. Aveți multă muncă înainte.
Și acest lucru se aplică nu numai activității profesionale, ci și tuturor sferelor vieții. Trebuie să depuneți eforturi pentru a obține un rezultat decent. Chiar dacă circumstanțele sunt favorabile, va trebui să acționați, să luați decizii, să le puneți în aplicare. Nu vă puteți aștepta serios că totul va ieși de la sine. Puteți schimba domeniul de activitate sau puteți începe studiile necesare pentru a obține o nouă profesie. Ești atent, serios, încearcă să nu ratezi nimic. Toate acestea contribuie la succes. În sfera relațiilor personale este posibil să se facă schimbări în bine. Va trebui să dai dovadă de inițiativă. Ea nu va rămâne fără sprijin. Nu îți cruța eforturile pentru a întări legăturile pe care le prețuiești. Încearcă să ai grijă de cei dragi. Balanță. Nu treceți la concluzii dacă ceva nu merge conform planului la începutul lunii noiembrie. Situația se va schimba în curând în bine, iar problemele vor rămâne în trecut. Este important să nu renunți, să rămâi optimist. Nu vă panicați dacă lucrurile nu merg așa cum ați dori. Cu siguranță veți găsi o modalitate de a face față dificultăților. Tendințele pozitive capătă putere treptat, dar observați și mici modificări. Starea de spirit se îmbunătățește. Multe probleme pot fi privite într-un mod nou și aceasta este ceea ce ajută la găsirea soluției lor. Mijlocul lunii este potrivit pentru studiu, schimb de experiență, precum și pentru comunicarea cu oameni care au devenit într-un fel un exemplu pentru voi. Sfârșitul lunii noiembrie va fi interesant și plăcut. Te așteaptă cadouri, surprize și atenție personală. Sunt posibile schimbări semnificative în bine în relațiile cu cei mai apropiați de tine. Scorpion. Luna va reuși bine dacă faceți un plan de acțiune și încercați să vă țineți de el. Amintiți-vă cele mai importante obiective. Încercați să nu vă lăsați distrași de fleacuri. Uneori poate fi dificil să spui nu propriilor tale capricii și dorințelor trecătoare, dar acest lucru este necesar pentru a face schimbări semnificative în bine. De asemenea, merită să ne amintim că deciziile de la suprafață nu sunt întotdeauna bune, iar oamenii dispuși să ofere ajutor pot fi mai preocupați de propriile interese decât ale voastre. A doua jumătate a lunii va fi general favorabilă. Permite rezolvarea multor probleme apărute recent. Vei avea ocazia să pui lucrurile în ordine în viața ta și să-i ajuți pe cei dragi. Datorită eforturilor, unele vechi probleme familiare se pot rezolva. Săgetător. Începutul lunii va fi plin de evenimente și succes. Te descurci bine de zi cu zi. Nu pare obositor sau deosebit de dificil. Încercați să nu ratați șansa de a învăța ceva nou, chiar dacă se pare că noile cunoștințe nu vor fi aplicate. Aproape tot ce înveți se dovedește a fi util. Mai târziu, autodisciplina și seriozitatea vor fi necesare. Faptul este că soluțiile vor necesita sarcini serioase și vă puteți baza doar pe forțele proprii. Este important să se acorde prioritate corect. Acordați atenție problemelor de familie. Încercați să petreceți mai mult timp cu rudele mai în vârstă și nu le refuzați ajutorul dacă au de el nevoie. Capricorn. La începutul lunii este important să priviți lucrurile cât mai realist posibil, să vă gândiți la planuri specifice. Cu cât treci mai repede de la reflexie la acțiune, cu atât mai bine. Dacă ascultați și sfaturile cunoscuților cu experiență, puteți evita multe probleme. Influența tendințelor pozitive crește treptat. Pot apărea unele evenimente interesante care vă vor atrage atenția, vă vor inspira la fapte, vă vor spune cum să procedați. Este posibil ca circumstanțele să necesite o acțiune decisivă, după care să renunți la îndoieli și să te îndrepți spre obiectiv. Progresul în afacere este semnificativ. Cu cât obții mai multe succese, cu atât te străduiești să obții noi victorii. Este important să vă evaluați în mod realist puterea. Uneori este mai bine să ceri ajutor decât să încerci să faci imposibilul singur. Cel mai probabil în noiembrie veți găsi nu numai aliați de încredere, ci și prieteni buni. Vărsător. Luna începe interesant. Găsiți folos în talentele voastre. Realizați o afacere interesantă și promițătoare. Sunt posibile sugestii neobișnuite. Vei fi foarte surprins când le vei primi, dar fără să te gândești, fii de acord. Dacă în primele zile ale lunii va fi relativ ușor să obții succes, atunci vi se vor cere eforturi suplimentare. Obiectivele devin mai semnificative și mai importante, iar recompensa crește. Cu cât lucrați mai mult, cu atât va fi mai semnificativă. Unii vărsători vor găsi o modalitate de a-și realiza vechile vise. Sunt posibile schimbări în bine în sectorul financiar, încasări de numerar, inclusiv din surse neașteptate.
Dificultăți sunt posibile la sfârșitul lunii. Veți putea face față situației, dar aceasta va necesita nu numai efort, ci și o anumită ingeniozitate. Amintiți-vă, este mai bine să experimentați și să luați propriile decizii decât să mergeți pe calea bătută. Pești. Oricare probleme care apar la începutul lunii pot fi rezolvate dacă vă gândiți bine, cântăriți argumentele pro și contra și vă îndreptați spre experiențele voastre de viață. Ești foarte sensibil, nu permiți nimănui să te înșele, evită iluziile și așteptările false. Acest timp este bun pentru a studia. Este util să comunici cu oameni care nu sunt ca tine, care au valori, puncte de vedere și interese complet diferite. Astfel de întâlniri te inspiră, te ajută să privești multe lucruri într-un mod nou. A doua jumătate a lunii este foarte fructuoasă, oferă șansa de a duce la viață ceea ce a fost conceput înainte. Puteți pune punctele finale în lucruri vechi, puteți finaliza lucrări la proiecte cărora le-ați dat multă energie. Încercați să evitați monotonia și plictiseala pe tot parcursul lunii noi. Monitorizați starea emoțională. Dacă starea ta de spirit se deteriorează, nu va fi imediat posibilă restabilirea echilibrului mental.